discuția buget. Favorabil. Comisia Cultură. Favorabil. Comisia Juridică. Favorabil. Discuții. Da, vă rog. Aș vrea să vă pun atenție un lucru. Aceste primele trei proiecte, 1, 2 și 3, și cel de peste vreo lumea de zi, ne-au parvenit cu jumătate de ordine. Deci singura variantă noastră este să mergem prin credință, prin lumea credință, că cei care au pus proiectele sunt buni și nu fac niciun fel de abatere. Păi nu mă întreb, aș merge pe bună credință, dar eu, la timpul meu, când pun o chestiune din aceasta, de ce să-mi trata cu totul așa? Ca aș avea interes să văd când fac imagine. Stau și mă întreb așa. Eu merg la poftic, îți din bună credință. Dar am vrea să fim tratați exact cu aceeași măsură. Și nu de fiecare dată noi, când încăm o problemă aici, să spune cineva că avem un alt chestie și vreau să-l fac. Eu am fost foarte marcat de chestiune, am revăzut ședința, nu m-a convenit să mi se spună mie că vreau să fac imagine. O să merg, o să votez acest proiect, pentru că nu vreau să copii pe alții care au suspiciu. Și eu merg cu bună credință. Da, mulțumim. Da. Mulțumim. Da. Ajunge ceva la dumneavoastră prin mijloace neoneste, prin mijloace care nu Nu
Constant, județ Vaslui. Avizul comisiilor, cultura? Favorabil. Buget? Favorabil. Juridic? Favorabil. Mulțumesc, discuții? Domnul consilier. Poate găsut să-i felicităm de toți cei implicați în reușita acestui proiect, cel puțin la acest stadiu, dar sunt sigur că va fi și o reușită finală și un obiectiv cultural educațional foarte important al orașului nostru, al comunității, va arăta așa cum merită. Deci, domnule primar, aparatul dumneavoastră merită felicitări, dar și noi trebuie consilierii locali, pentru că am fost foarte consecvenți la vorbit despre importanța acestui liceu pentru comunitatea noastră. Felicitări, doamne. Nici nu facem, cum spunem noi, atâta zarul cu acest proiect, dar am intrat linii dreapte, mulțumire să dreapte și către dumneavoastră. Iată, v-am chemat acum la o ședință, dar am primit de la CNI să primim din indicatorii. Au văzut un proiect de hotărâre la demisor, au spus că nu este bun să se îmbunătățim, să mai multe. Am primit iar la și asta v-am și convocat. Până nu se ia contractul de finanțare, rămânem și noi în așteptare, dar eu cred că suntem mulțumiți. Și este un proiect foarte important, dar prin dragul Codean, ținta noastră, dar prioritatea va fi niciun Mihai Mine spus, cu oricum și acolo sunt nevoi foarte mari. Dar să reușim. Destul de des ce. Un grăzim. Domnul consilier, vă rog frumos, cine este pentru adoptarea acestui proiect? Sunt contrarie. Abține? 17 ori. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 15 din hotărârea Consiliului Local al Municipiului Colat, numărul 602 din 17 decembrie 2021, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în anul 2021. Avizul comisiilor, în mediul aviz favorabil, buget? Favorabil. Juridică? Favorabil. Mulțumesc. Discuții? Vreau să-i spun, domnul primar, să nu sunt noi în consiliere când ridicăm câte o problemă cu care nu suntem de acord, dar aici la această taxă, sunt de acord cu ea. Când este vorba de o taxă, imediat ține ședință de urgență, ne adunăm, așa. Când este vorba de făcut un grup sanitar sus la cimitir, care l-am propus în altă ședință, nu s-a urmit nimic, absolut nimic. De asta rugămintea mea este să venim și pentru taxă, venim și pentru veșă. Vă contrazic. Deci vă contrazic. Vorbiți cu domnul la papas și vedeți că trebuie să întrebați așa. Deci întrebați-mă și vă răspund. Nu așteptați dacă nu știți. Dar normal, dumneavoastră trebuia să ne informați și pe noi dacă ați început. Păi dar am zis, seția 1 s-a aprobat pe... am reactualizat prețul, ținem licitația în septembrie, și odată punem și un vecin, nu știu ce vecin. Dar nu a apărut niciun proiect de hotărâre pe temul ăsta, nu avem de unde să știm. Dar dumneavoastră ne puteți informa, domnule, am dat drumul și la asta și... Am zis că a reușit să fie posibilitatea secundară. Domnul primar, degeaba spuneți că noi, dacă nu suntem informați, avem exact la această ședință. Am venit în ultimul sfert de oră, ne s-au transmis aceste proiecte de hotărâre, care am venit totdeauna pregătit la ei. Putem să vă explicăm în concret. Da, bună, bună. Deci discuția cu CNI i s-a purtat vreme de aproape două săptămâni de zile. N-au spus nimic. La un moment dat mi-a trimis. Trimiteți indicatorii. Domnul director tehnic care era în concediu. L-am chemat din concediu. A venit domnul cu o zi înainte. Am făcut pe greu de l-am trimis la București și a spus, nu-i bun așa, faci ți-l altfel. Mai mult de... Iar l-am trimis iar. Și l-am convocat. De ce v-am convocat atât de lucruri? Spre a nu spune vreodată ce la CNI, că stai, domnule, noi când v-am cerut voia asta, trebuie să te împărnesc în discuție. A trecut acea oportunitate. Că eu, din punctul meu de vedere, nu trebuie să întâzi nicio zi. De aia v-aș convoca. Și cred că putea să înțelegeți. Să nu ar ei să ne spun, domnule, n-aș spus când noi v-am cerut. Primitem, va să-l mai ei. De asta n-am lăsat nici pe cavă zi. Am făcut
ieri am convocat trimiția la București, este pentru orașul nostru, nu? Să știți și în jurul proiectului sau proiectului cu Codreanu, le-am mai întâlnit special care să urgențe, dar Codreanu a fost numărul 1. De asta. Eu vreau să spun altceva. Da, spune. Noi nu avem timp să dăm cam ce se întâmplă în oraș. Se întâmplă mult mai mult. Nu la dumneavoastră ca o parte din presă. Sunt multe lucruri care se întâmplă în oraș pozitive. Nu avem nici timp să le spunem. Dacă ar fi, trebuie să dăm 3-4 lucruri în fiecare dată. Așa este perioada. Este o perioadă grea. Se lucrează și mai peste tot. Nu avem nici timp să eu acum am gândit niște stări, am cale reparat. Oamenii au tot felul de nemulțumit. Nu-i lucrare așa, e așa. Mă rog, că sunt multe lucruri și nu mă bucur. Doi ani de tine speră să așeză. Acum știți, această întrebare este scrisă la presă, dar oricum presă e aici, așa că în primărie e așa că nu are presă mai vrea să neapărat la presă. Presă. Prea e mele. Ați văzut că m-am făcut cu varianta, dar erau 10. E mult mai cuprinzător. Trebuie să recunoaște și dumneavoastră, recunoaște și noi, că de 30 de ani nu s-a lucrat. Lucrează acum, este foarte greu, constructorii sunt peste tot în țară, prin Baia Mare, prin Dorj, sunt așa cum sunt și mai sunt și mai puțin bun, lucrează tot felul de probleme, au afectat rețelele, incendiu, apă, canalizare, am auzit într-o zi, în jurături, cât n-am auzit în 10. Mi-au furat bunul, bunul cu care lucrează, la care lucrau, de fapt, la urmatirii din electrici, l-au furat din partea aia la unitatea militară. Da, nu, am zis că am pus discuția pe altă subiect și când am la 2 cu 4 și când am să devenim la subiect asta. Supărea mea cu cine este pe subiect? Împotrivă? A posibil. Abținere. O abținere, un vot împotrivă, 15 voturi pentru hotărârea parlamentară. Proiect număr 5, privind aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională de Locuințe, ANR. Avizul Comisiilor Buget? Favorabil. Juridică? Favorabil. Discuții? Dacă nu supunem la vot. Cine este pentru consilier, împotrivă, abțineri, 7 minute. Și trecem la proiectul de peste o de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții, consolidarea, modernizarea și dotarea școlii profesionale din Spada Republicii 318, posta numărul 392, din care colegii de Alexandru i-au fost abordat. În baza aplicării prevederilor OUC numărul 64, pentru 2022, privind ajustarea prețului și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Avizul comisiilor, buget? Și suprafărăm. Discuții? Votăm? Mă scuzați, vreau să fac o mențiune că la cultură s-a citit titlul, dar nu s-a votat. Domnul președinte, e și foarte bine cum s-a exprimat un aviz favorabil. Da, eu nu am înțeles de ce această dublă măsură la creșteri nu au fost bani să suplimentăm, acum aici sunt. De ce nu avem aceeași măsură pentru toate aceste proiecte? Obiectivul deja eu cred că acest proiect trebuie să continue, pentru că este foarte important. Sunt foarte mulți copii care vor să obțină un loc la internat. Noi suntem în mare deficit de locuri la internat. Știți că liceul pedagogic nu are, Codreanu nu are, pentru dar și nu are. E adevărat că suma este foarte mare,
Eu am fost surprinsă că doar 10% din lucrări au fost efectuate și mă gândesc cu groază de câte ori o să mai vină executantul să ne spună că mai este nevoie de bani și ce sume vor fi. Putem noi să acoperim din bugetul local? Eu nu știu dacă vor mai veni sau cu ce sume vor mai veni. E posibil să mai vină. Lucrăm cu proiectanții din afara primării. Este un proiect asumat de noi, dar așa stau lucrurile. Ce vreau să spun însă, din punctul meu de vedere, este foarte important acest obiectiv. Aici suntem, să zicem, la 10-13%. Este partea nevăzută de ce era în o parte de pământul să vă va de fundația lui Clătiv. Iar la creșă, din stat, ne-am fi asumat o sumă de 8 milioane de lei. Exact. Cred că în timpul execuției trebuia să ne așteptăm să mai avem ceva actualizări. De asta cred că și Consiliul a îmbrățișat acest punct de vedere. Dar domnul Stăru poate nu a urmărit. Acel obiectiv, eu am spus de atunci când am renunțat și am dat o fericire să semnez rezilierea contractului de finanțare, că urmărim alte posibilități de finanțare, noi am și depus. Programul Național de Reziliență, acel obiectiv este depus de Luxemburg, ca să nu mai stați cu mine și foarte de mine acolo. Păi stăteam cu griji, că s-au cheltuit foarte mulți bani pentru acest proiect, pentru dispensații, pentru... Și era normal să nu permit ca și consilier să dau piciorul la acele sume. Și să foarte bine că profitați de moment și depuneți proiectul pe alte axe. Nu e nicio problemă. Eu am văzut că există aceleași măsuri pentru toți. Pentru că nu poți face un clasament între a da o importanță mai mare unui obiectiv față de celălalt. Pentru că este foarte greu să faci lucrul ăsta, într-o creșe și o școală profesională sau alt tip de obiectiv din învățământ. Dumneavoastră ați rămas ce să pe un gând, pe o idee. Că nu putem face analizul de cele două obiective, dar aici suntem o lucrare în nu mai avem cum să mai dăm înapoi. Suntem la 10%. Suntem la 10%, nu-i ca și cum. Nu, consiliul, 10%. Școala este decopertată toată. Mergeți și vedeți acolo. Că dacă ar fi să renunțăm astăzi, ar trebui să punem toate valoarea din nivelul local să facem școala. Adică noi, acolo nici n-am început, am făcut niște fel de documentație, dar am folosit acel proiect în altă parte, aici am intrat, am decobertat, o parte de acolo greșit este dat jos, tot ce este interiorul tot, instalații tot e dat jos. Ce vreți să spun, să ne oprim aici? Nu, mai ales că proiectantul care a stabilit și indicatorii și și-a asumat, va primi niște bani, au fost niște sume. Evident. Dar dacă luăm așa învățuire, ar trebui să facem o plângere împotriva celor din 95 care au spus că au făcut consolidare și n-au făcut. Din 95 nu mai sunt societățile, nu ai cu cine să vorbim, dar nu știu ce fel. S-ar putea să nu mai aibă, nu mai știu să aibă niciun fel de răspundere. Nu, eu vorbeam de perioada de mandata noastră. Nu știu cine mai făcut, dar ce vreau să fie să fie într-un moment. Deci tot ce este interior, instalații, temprieri până la cărămiză, geamul, tot, mai sunt la un palier, unii mai stau cu la muncitor pe acolo, dar jos. La acoperiș cu partea de sud, au început să decodenteze, nu-i cum să te oprești aici. Unu, trebuie să fii să o repasă în loc dacă ne-am urmărit din bugetul local. Când duci galerii acolo? Și așa, doamna Gabriela zice, vedeți că sunteți ca mult cu 10%, nu? Trebuie să aduci galerii, dar ar fi să primi finanțarea la program, trebuie să găsim soluții pentru ce e la program, ce nu știu la program. Adică suntem într-un punct critic, nu putem spune astăzi, doi la profesională, ne facem din dacă facem sau nu. Nu avem, nu știu. Ce termen de execuție are acesta? 2023, finalul anului. Anul. Dar s-a lucrat la partea cea mai complicată, la fundație și aici, cu care era mai greu. Am ascultat la domnul Dumas și mi-a zis că realizarea este de 10%. 10% mi se pare puțin, totuși.
afirmația domnului primar, afirmația soasului, consider că este mult mai mult în sensul că, și să mă scuze dacă greșesc sub ăsta, trebuie să înțelegem că orice lucrare, mai ales de asemenea întrebări cum este el, gândiți-vă că numai investiția ca să decupertez este cam 30-35% de lucrare. Și de aici domnul primar până la 30% pentru că a zis ce face, ce s-a construit nou. Ce s-a construit nou. Dar, adică, refăcut. Înțelegeți? Dar 30%, da, trebuie să înțelegeți. Ca să decoperești, să dai jos, eu cred că e, din punctul meu de vedere, cam toți ați făcut, ați mai lucrat la casă. E să renovezi o casă. E cam, te apropii de jumătate. Și după aia mai intervii, te uiești, faci structura și așa mai departe. Deci ar fi mai mult, mulțumesc. Mai mult de 10.000 de euro. Dar, acum să te gândesc cât îți iei. Nu, el a zis 10% pe care și-o gândit la investiții. Deci, cred că înțelegeți asupra încă bine specific concret. Domnul Lucas a zis, da, dar n-a spus o până la capăt. Sunt diferențe, fizic o să ai 15%, dar noi nu am plătit decât 10%. Adică constructorul este înainte cu un procent, cu 2-3, el a lucrat, dar nu a primit un bani. Noi vorbim de efectiv ce am plătit. Este plătit 10% din obiectiv, posibil să fie și 16%, nu o să se întâmple. Așa s-a dat lucrări. Este diferență de ceea ce plătești și ceea ce este fizic executat. Pe înțelesul meu, este constructorul, are lucrătat, a văzut acele vicii ascunse sau de asta dăm și banii ăștia, probabil s-a speriat și a zis, dacă nu dați banii în continuare, mai că românește în vocabularul meu, nu dați banii în continuare, nu continuăm lucrarea. Nu de asta știți, să faci tot astea asta, că nu cei care nu pot să vorbim din societatea serioasă, cu muncii pe ei, cei mai buni ar fi toate așa cu ei, sunt de mare apărești. Asta din copii am avut din prima probleme. Dar aici s-au mobilizat cu cei mai serioși. Până acum, vă simt, sunt mai... Din punctul meu de vedere, legea achizițiilor este greșită în condiții în care spune prețul cel mai mic. Că îți vin toți, toate firmele de apartament să-ți facă... Am modificat cu domnul consilier legea mai bine de doare, de două de zile, modificabile. Păi e de doare? Cine este pentru Mioș? Împotriva? Domnilor consilieri, mâine la seara Alexandru Iambuza, care primul intrat, a doua activitate culturală, cu dumneavoastră, cum ați făcut prin locul dumneavoastră, o lansare de carte, este activitatea legată de personalitatea Victor Iompova. Fac pentru la 13? La 11. Da, sper ca să nu putem aduna. Am ajuns să vă zic, dar 10 pagoști și la 10. Încercam să vă aștept.